Mănăstirea cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, din localitatea Bic, Episcopia Sălajului, a îmbrăcat vineri, 29 august, haine de sărbătoare. În urmă cu 20 de ani, mai precis în anul 1994, în acest loc era doar pajiștea de la Bic, pentru că, inițial, Mănăstirea Bic a funcționat în vechea școală a satului. În 1997, de la Stâna, județul Sălaj, o veche bisericuță de lemn de la 1720 este strămutată aici pentru a deveni loc de rugăciune la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pe care bisericuța o adăpostește. Astăzi, locul prin grija Maicii Marina este o așezare monahală, îngrijită și funcțională, integrată în nevoile societății. Complexul monahal conține Biserica Nouă de Zid, începută în anul 1997, care își așteaptă încă haina pentru a fi îmbrăcată în pictură. Așezarea a fost împlinită cu multă jertfă de măicuțele care au trecut pe aici, dar mai ales de cele care s-au statornicit și au clădit o adevărată casă a lui Dumnezeu, primitoare și ajutătoare. Măicuțele și preotul care au rămas aici au constituit o obște atât de armonioasă, frumoasă și truditoare, încât astăzi, pe lângă multe altele, funcționează un cămin de persoane vârstnice, care adăpostește 26 de suflete, o fermă zootehnică, dar și școala confesională Sfântul Pantelimon, clasele 1-4, unde învață 20 de copii cu probleme sociale. Aceasta este cununa de peste 20 de ani a Maicii Marina, împreună cu obște. Încă din seara zilei de 28 august, credincioșii încep să umple curtea mănăstirii pentru a prăznui împreună duhovnicește tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Toaca și clopotele au marcat începutul sfintelor slujbe în prezența părintelui Esar, Antonie Pința, care a săvârșit în prezența unui sobor de preoți vecernia cu lichid. În jurul orilor 11 și un sfert a urmat cuvântul de învățătură rostit de părintele Augustin Câmpian de la parohia Bănișor, apoi în conjurul bisericii de lemn din curtea mănăstirii. Cei care vom păzi adevărul, cei care vom sta aproape de sfintele biserici, de aici de unde vine lumina cea adevărată, care niciodată niciun oboroc, nici un nor și niciun alt fel de obstacol nu va putea să oprească. Această lumină să rodească în sufletele dumneavoastră și în sufletele noastre ale tuturor, ca să putem întotdeauna să fim o turmă și un păstor. Iar păstorul cel adevărat este unul singur, Hristos Domnul. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. După miezul nopții au urmat molitvele sau dezlegările Sfântului Vasile cel Mare, acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, paraclisul Maicii Domnului, pricerii și alte rugăciuni. În 29 august, slujbile au început în jurul orelor 7, când s-au săvârșit sfințirea apei și taina Sfântului Maslu, iar în jurul orei 9:30 a fost primit
preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălașului, care a săvârșit împreună cu un ales sobor de preoți, sfânta liturghie care a încununat acest praznic. Preasfințitul părinte Petroniu a rostit cuvântul de învățătură care a conținut și trimiterea la refacerea vieții monahale în Sălaj, amintind mănăstirile din Bic, Strâmba și Bălan, dar și faptul că în Sălaj există 7 mănăstiri și schituri, iar în curând o nouă mănăstire în Zalău, închinată tuturor sfinților. Preasfințitul părinte Petroniu a felicitat-o pe Maica Marina împreună cu obștea pentru jertfa făcută și a urat viață îndelungată, multe realizări și obște cât mai mare. Pe Maica Marina o fericit împreună cu obștea. A fost an frumos să mai vină mulți cu binecuvântare, fiindcă dacă să ne uităm prin câte încercări s-a trecut aici în cei 20 de ani, s-au făcut adevărate minuni care arată vrednicia Maicii Stareței și credincioșia dumneavoastră, care a jertfit aici, unii de la început, alții mai târziu, alții au trecut la Domnul în această perioadă, însă fiți siguri că Dumnezeu, Sfântul Ioan Mântuitorul, pe nimeni nu uită, pe toți îi pomenesc, pe toți îi răsplătesc, atât în această viață, cât și în veșnicie. Dorim Maicii Stareței să aibă de acum viață îndelungată cu realizări obște cât mai mare, însă din nefericire, există un fenomen interesant. Românii iubesc biserica, iubesc mănăstire, din număr mare, dar se întorc acasă, nu-și dau copiii să se călugărească. Însă monahii, tot din familia noastră deseasă, nu din altă parte, și atunci, dacă vedeți un copil care vocați monahală, nu vă împotriviți acestei chemări de la Dumnezeu, lăsați-l să-și urmeze vocația, fiindcă mulți se pot mântui prin rugăciune unui călugăr vrednic. Dumnezeu să vă ajute, să binecuvinteze, să vă răsplătească jertfa de a fi aici, să zână atât de mare, întorcându-vă la casele de-a voastră cu binecuvântare, mai buni, dovedind că ați fost la mănăstire și ați învățat ceva, devenind creștini mai buni. Amin? Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului. Thank you.